Cu detalii din plângerile mai multor oameni, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au percheziționat cabinetul medical al unui doctor de la Spitalul Județean din Argeș și au găsit 1200 de lei. Conform anchetatorilor, medicul le-ar fi spus că 500 de lei sunt ai lui, iar restul de 700 provin dintr-o răsplată asupra actului medical. Cu alte cuvinte, el nu ar fi cerut, ci doar a primit banii pentru că așa a simțit o pacientă. Am avut o percheziție data de 18, în care l-am percheziționat cabinetul medical, am identificat în scrisurile bunurile sume de bani aflate în acel loc și l-am condus pe domnul Mihail Adrianu la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș. Asupra suspectului, vorbind de el în calitate de suspect, a fost identificată suma de 1190 de lei, aproximativ 1200 de lei. Suma despre care noi avem presupunerea rezonabilă că provine de la pacienți în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu din ziua respectivă. Asupra lui, în buzunar, la el? În două locuri. În buzunar 350 și într-un alt loc. Dar sumele au fost recunoscute de către medic, de către medicul Mihail Adrian, cu precizarea, cu nuanțarea, spunând că, de fapt, suma pe care ar fi încasat în ziua respectivă, doar ca o răsplată a actului medical, era de 700 de lei. La perchezițiile de la spital a fost chemată să asiste și conducerea. Tot ce știm este rezultat din faptul că conducerea spitalului a fost înștiințată și prezentă la actul de percheziție care s-a desfășurat. În rest, procuratura sau poliția nu a furnizat spitalului alte informații în legătură cu motivele care au condus la... Să vorbiți în schimb. Nu, în niciun caz. S-a găsit ceva la percheziție? Se pare că au fost inventariate niște sume de bani. Știm despre ce sume? Nu știu. Numele doctorului a mai apărut în câteva scandaluri. Atunci când s-a dus băut la serviciu de mai multe ori, a refuzat să asiste la o naștere o femeie bolnavă de SIDA, în urmă cu câțiva ani, altădată a făcut greșit un chiuretaj, intervenție în urma căreia altă femeie a intrat în șoc septic, motive pentru care a fost băgat în comisia de disciplină. Procurorii vizează însă mai mulți doctori. La bază au stat mai multe denunțuri inițial. Aceste denunțuri au fost valorificate de către noi în cadrul unui dosar penal, având în vedere și informațiile pe care le dețineam cu ocazia administrării probelor referitoare la aceste denunțe formulate de persoane care au beneficiat de servicii medicale. Contra cost, putem spune. Era condiționat actul medical? Cum s-a întâmplat? De ce persoana a venit să denunțe? Am avut denunțuri, dar vorbim ca să fim înțeleși, nu au fost denunțuri punctuale pe un anumit medic. Denunțuri referitoare la o anumită practică a medicilor. Întâmplarea a făcut ca anumite denunțuri să-l vizeze și punctual doar anumiți medici. Dar în principal noi avem și o sesizare din oficiu. Adică în raport de denunțurile ce nu au putut fi probate la acel moment, raportat la perioada de timp, de la data săvârșirii faptului, noi am strâns toate aceste date și am constituit un dosar penal sezionat din oficiu cu privire la infracțiunea de luare de mită.